Bună seara! Sunt Paul Radu, lucrez cu RISE Project aici în România și cu Organized Crime and Corruption Reporting Project la nivel regional. Și o să continui puțin din povestea pe care a spus-o Manuela. Acum 10 ani când lucram pe proiectul acela de proprietate de media, doream să aflăm toate legăturile, relațiile între offshore-urile implicate atunci în media din România și personaje destul de cunoscute acum, unele dintre ele după gratii în momentul ăsta. Și atunci aveam nevoie de o grămadă de date, de informații din Cipru. Și țin minte că în parcursul a două luni am fost de vreo 3 ori în Cipru, în Larnaca, să scot documente de la registrul companiilor de acolo. Problema era că oficiul acela care furniza documentele astea era deschis doar lunea și doar 2 ore, între ora 11 și 1. Și întotdeauna trebuia să fii acolo la 6-7 dimineața, să stai la coadă, să prinzi în alea 2 ore o portiță ca să intri să obții documentele din Cipru. Acum, aceleași documente pentru proiectul ăsta le obținem mult mai ușor, le obținem online, costă 10 euro bucata, dar se obțin instantaneu. Și aici am să fac o scurtă prezentare a proiectului și a modului cum am lucrat noi, dar vreau să spun că proiectul ăsta s-a născut din nevoie. Câțiva dintre jurnaliștii cu care lucrăm noi la nivelul Organized Crime and Corruption Reporting Project, mai ales în Azerbaijan, în Rusia, în alte țări din spațiul ex-sovietic, dar și în Balcani, au avut probleme cu comunicațiile lor pe internet. Pornind de la e-mail-uri interceptate, la carduri SIM clonate și situații când nici acel two-factor authentication n-a funcționat, fiindcă SIM-ul fiind clonat, Google a trimis pe un alt SIM codul acela, numărul acela cu care te loghezi. Deci am avut niște situații destul de bizare și atunci ne-am hotărât să investigăm și internetul, așa cum ne-am hotărât să investigăm media acum 10 ani, noi fiind jurnaliști, de altfel. Vreau să vedem cu ce se mănâncă locul în care lucram. Bun. Am luat, practic, 10 țări la început, după care am extins la 12 țări proiectul. Deocamdată am făcut publică doar informația pentru 5 țări, și anume România, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Armenia. Și ne-am oprit la aceste țări fiindcă era cea mai completă informație până în momentul ăsta. Cercetarea pe domeniul proprietății de internet este destul de dificilă, fiindcă o să vedeți niște structuri foarte complicate de companii, firme care merg de aici local, știu eu, până în Olanda și de acolo în Curaçao, în Antilele Olandeze sau în alte zone offshore. Deci este cercetare destul de grea, mai ales fiindcă în unele dintre jurisdicțiile astea este greu să obții documente. Este chiar mai greu decât acum 10 ani în Cipru. Și atunci trebuie să fii cât se poate de creativ ca să ajungi la date. Tot ce am făcut noi, de fapt, în proiectul ăsta este un proces din ăsta de follow the money, follow the company, follow the lawyer, follow the proxy. Și ne-am folosit de o unealtă pe care am creat-o tot noi în urmă cu 3 ani, și anume Investigative Dashboard. E un loc de pe internet care te ajută să obții informații din zone din acestea mai restrictive când vine vorba de transparență. Și unde noi avem experți care lucrează non-stop cam în toate zonele geografice ale lumii. Deci ne-am folosit foarte mult de Investigative Dashboard, o inițiativă care acum e sponsorizată de Google și de Open Society. Și evident, a fost colaborare cu programatori acest proiect. Îl aveți aici în sală pe Cosmin Nițu, de la Quick Data, și pe Cătălina, tot de la Quick Data, și ei ne-au creat un backend despre care o să auziți mai mult de la colegul meu din Bulgaria, Atanas Ciobanov, este și el aici, a fost parte din proiect, asta e colaborare transnațională. Un backend care arată cam așa, un loc unde introduci entități, entitățile în cazul ăsta fiind providerii de internet, firmele care se află în spatele providerilor și oamenii. De multe ori oamenii sunt proxy, nu sunt adevărații proprietari, dar până la urmă sunt niște personaje. Deci am creat un astfel de backend pentru fiecare țară și de fapt proiectul se poate extinde. Am început cu 12 țări, dar putem să le extindem la toate țările lumii, teoretic. Adică backend-ul este construit și noi vom încerca să extindem cât se poate de mult ceea ce am făcut până acum.
Ca și, știu eu, unele dintre cele mai importante, să spun eu, lucruri pe care le-am găsit, este că în domeniul ăsta al proprietății internetului și al proprietății infrastructurii care ne aduce internetul, și vorbesc aici și despre ISP și despre Internet Service Providers și despre cablu, despre proprietarii de cablu, dar și de proprietarii de satelit, e o lipsă de transparență destul de mare, cam o treime din ce am investigat noi în astea 5 țări, cam o treime dintre ISP nu prea au structuri de proprietate transparente. Și asta din două motive. Unul ar fi acela că se practică optimizarea fiscală și no, lucrul ăsta se întâmplă nu doar în domeniul proprietății de infrastructură pentru livrare de internet, ci și în alte domenii. Lucru care este legal, de multe ori e considerat imoral, amoral. Însă am găsit și situații când offshore-urile și acele personaje de fațadă sunt folosite tocmai ca să-i ascundă pe adevărații proprietari, care uneori sunt criminali. Sunt oameni condamnați pentru crimă organizată, pentru corupție, sunt politicieni care nu vor să iasă în față făcând bani din proprietatea aceasta de internet. Deci noi practic ne-am axat pe trei indicatori. Una a fost transparența, doi, legăturile, știu dacă oamenii implicați în structurile de proprietate au procese pe rol sau sunt investigați pentru crimă organizată sau corupție, și trei, legături în politică. Și în multe țări am găsit într-adevăr destule legături, dar transparența este principala problemă. Și evident că în spatele lipsei de transparență se pot ascunde tocmai oamenii aceia care sunt implicați în criminalitate și oamenii care sunt implicați în politică. O să vă dau un exemplu scurt, ca să vă dați puțin seama despre nivelul de exemplu, în România, cam o treime din providerii de internet nu sunt transparenți. La fel, o treime au ceva legături cu politica, directe sau indirecte, și sunt și a patra parte, știu eu, sub a patra parte, au probleme în justiție, sunt investigați pentru diverse probleme, care țin de corupție, de evaziune fiscală, de, știu eu, alte lucruri. Deci noi am structurat aici și avem un fel de card pentru fiecare companie și am luat doar providerii cei mai mari. În România sunt peste 1000 de provider, dar sunt vreo 12 care asigură peste 90% din piață. Și noi am luat doar pe aceia cei mai mari. O să vedeți că există și un articol care acompaniază. De fiecare dată analiza asta seacă e acompaniată de un articol care intră puțin în amănunt și dă mai multe informații despre ceea ce se întâmplă. Deci dacă ne uităm, de exemplu, la firma aceasta, o să avem, să vă dau doar așa o idee, e un ownership tree foarte, 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 foarte stufos. În spatele tuturor entităților ăstora se află date, se află fișe din astea cu, de exemplu, firma asta, Acta Telecom, e un PDF, sunt documentele originale ale firmelor. Deci tot ce afirmăm aici este susținut pe documente. Din nou, aici dacă ne uităm, vedem, deocamdată am postat doar câteva materiale. Sunt materiale din Serbia, Armenia, România și Bulgaria. Sunt materiale axate pe diverse teme. Unele țin de faptul că oamenii implicați în crimă organizată dețin internetul. O să aflăm și o poveste de succes din partea colegului nostru, Atanas Ciobanov, care a oprit o asemenea afacere încă din fașă, când un oligarh rus a dorit să pună mâna pe niște pe o mare companie de telecom din Bulgaria. Și aici mai sunt și alte, știu, în Armenia iarăși o bătălie din asta între diverse firme din Rusia care doresc să pună stăpânire pe internet și să dețină cei mai mari provideri. În Serbia e o problemă cu modul în care autoritățile au acces la servere și la providerii aceștia de internet. Se pare că nu e tocmai în spiritul legii ce se întâmplă acolo. Însă am să-i dau acum cuvântul lui Atanas, care o să ne povestească puțin un caz concret pe care l-a analizat el în Bulgaria.